hai să folosim direct smântâna și să o prăjim. Și în ea să facem ouă, că poate ne-o fi fomică. Să nu crăpăm de foame, să nu cădem leșinați la coasă și așa mai departe. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Până una alta pedalăm mai departe în turul României, suntem la Bistrița. Și de aici vine una din știrile mele preferate din toate timpurile. E o știre din 2003, cred, și are legătură și cu biciclismul și mai ales cu mâncarea pe care o veți gusta astăzi. Un bistrițean a apelat la mica publicitate pentru a felicita pe FC Național pentru victoria sa cu 5-1 împotriva lui Dinamo. Autorul anunțului, Aurel Motofelea, este curelar și locuiește în localitatea Domnești. Motofelea a făcut turul Europei pe bicicletă în anul 1979. Anul trecut a apelat la mica publicitate într-un ziar local, cerând sprijin material pentru efectuarea unui tur cu bicicleta. La anunț a răspuns un pădurar, care a dat un brad pentru a-l depune la statuia lui Cristofor Columb. Acestea fiind zise, vă invit să descoperiți alături de mine o rețetă tradițională din Bistrița. Se numește papă în groscior. Este pur și simplu omletă cu gălbenușuri, fiertă în smântână, cu bămăligă fiertă în lapte, cu ierburi, prăjită, așa că rămâneți cu mine, pedalăm mai departe și aflați cum se face. La Bistrița se și pedalează, dar se și cosește. În general se fac munci foarte grele, oamenii au nevoie de foarte multă energie și de-aia mănâncă, în general, mălai cu mămăligă sau, mă rog, chestii din astea combinate. Aici, în mod tradițional, această mâncărică se mănâncă alături de mămăligă. Ea conține un pic de făină de mălai, dar nu atât de mult încât să se numească tot mămăligă, astfel încât să mănânci mămăligă cu mămăligă doar ca să te saturi. Mănânci pizza cu pâine. Pizza cu mămăligă, dar nu mămăligă cu mămăligă. Mămăliga se mănâncă în mod tradițional cu pâine. Așa, ne oprim aici și ne apucăm să facem mămăliga. De fapt, să o mai facem o dată. Ea este în halul ăsta. O răsturnăm. Este o mămăligă fiartă cu lapte, cu puțină smântână, cu ierburi. Puteți să-i puneți și brânzică și așa mai departe. Și atunci... E rece, ceea ce e foarte bine. Mă rog, rece ca sufletul meu. Cam atât ar fi o porție de bistrițean biciclist. Dacă e să ne uităm la detalii. Le pregătim pastea. Între timp începem să încingem o tigaie la întâmplare. O încingem cu puțin și ulei. Poate vă întrebați ce faci, Răzvan, acolo. Uite, în afară de faptul că încing niște unt și ulei, mai tai niște ceapă, ca să fie în tigaie, știi? Dar o tai mai mare, doar pentru aromă. Mulți mi-au reproșat că nu se mai toacă ceapă la fel ca pe vremuri la farfuria lui Exarhu. Și am zis să revin cu niște cuturi spectaculoase. Asta le punem, repet, pentru aromă, bun gust și efecte de Instagram. Și în momentul în care untul s-a încins, venim cu mămăliga. Ea, desigur, are înăuntru verdețuri aromate, dar un plus de kick, cum îi spun băieții care dau pedală, e important. Așa că o lăsăm să se prăjească. Îi mai punem și niște crenguțe de cimbru pentru extra aromă. Acum chiar arată frumos tigaia. Acum ne apucăm să facem așa zisa omletă sau papă. În Bistrița există foarte multe cuvinte foarte frumoase și foarte vechi. Unul dintre ele este papă. Mă rog, se mai folosește și prin Ardeal. Pe alocuri. Înseamnă omletă. Noi spunem papară, ei spun papă. Grosșor este smântână. Și atunci ce s-au gândit oamenii ăștia? Hai să folosim direct smântâna și să o prăjim. Și în ea să facem ouă.
că poate ne-o fi fomică, să nu crăpăm de foame, să nu cădem leșinați la coastă și așa mai departe. Atunci încingem tigaia, e important să fie încinsă, un pic de ulei. Înainte să ne apucăm de papă, ar trebui să mai rotim puțin la omăliga noastră. Dacă e, dar nu e. O lăsăm să se prăjească în continuare. Cum ziceam, smântână. Se numește grosșor și o punem direct în tigaie. Începem să ne ocupăm de ouă și un gălbenuș. Nu ne batem foarte tare capul și le întoarcem pe foc. Aici o să lucrăm cam ca la scrambled eggs. Adică mai punem tigaia pe foc, o mai ducem la loc, o dăm la o parte și așa mai departe. Mai avem o compoziție relativ uniformă, ceea ce nu e rău, și o mai lăsăm puțin să se odihnească. Nu grăbim pe asta. Între timp ne uităm să vedem dacă mămăliga noastră a făcut o crustă frumoasă. Ei, a făcut. În faza asta putem să-i punem niște sare, dar nu multă, pentru că o să-i punem brânză. Și mai ales niște piper. Și tot acum o să-i punem un pic de mălai. Deci nu se poate numi chiar mămăligă, dar chestia asta o leagă, știi? Cam cum e mălaiul pe care îl puneți în mâncarea de urzici. Se dea luciul ăla foarte frumos. Aici chiar trebuie să avem grijă să amestecăm bine. Să nu mâncăm și cocoloașe pe lângă papă. Adică să nu păpăm cocoloașe. O să mai pun două gălbenușuri. De fapt, două ouă. Întregi, însă. Și gata. Acum suntem foarte bine, în sensul că putem să aruncăm deasupra telemeaua. Adică o integrăm mai degrabă. Un pic de ceapă verde. În ultimul moment, un pic de pătunjel și gata, ne-am oprit. Acum începem cu mămăligă. Deci, ce frumoasă e. Bine, și miroase cam la fel. Semi-perfect, așa. Asta ar fi o gustare de cosaș cu cursieră. Da? E cu totul altceva. Încercăm să nu spargem gălbenușul, dacă e. Papă în grosșor și vă urez poftă bună și, în ultimul rând, mergem mai departe cu turul României. Bonjurică, bonjurică! Exact când nimeni nu se mai aștepta, așteptarea a luat sfârșit. Bineînțeles, este vorba despre cum puteți afla voi, pentru că m-ați întrebat, când se publică rețetele din farfuria lui Exarhu. E foarte simplu. Dădem întâi subscribe la canalul de YouTube Oșan. După aceea, dădem click pe clopoțel, ca să aflăm primii când se publică rețetele. Și după aia, dădem like, pentru că ne place, place, place.